În acest sfârșit de săptămână este programată etapa a 22-a din Liga a 3-a la fotbal. În seria a 5-a a competiției, echipele maramureșene au parte de adversari foarte dificili în această rundă. Viitorul ulmeni va evolua pe terenul liderului AFC Hermannstadt. Echipa antrenată de Dorin Toma va avea un meci foarte greu, dar speră ca jucătorii săi să facă un meci bun și, de ce nu, să producă surpriza etapei. Viitorul ulmeni, care nu a avut un sezon foarte bun, ocupă locul 10 în clasa cu 23 de puncte acumulate. De cealaltă parte, Hermannstadt ocupă primul loc cu 47 de puncte după 21 de etape. În meciul tur, Hermannstadt s-a impus la ulmeni cu 3-1. Tot în această rundă, ACS Comuna Recea primește vizita echipei Metalurgistul Cugir. Cele două echipe sunt vecine de clasament în seria a 5-a. Recea și Cugir au câte 41 de puncte acumulate și sunt despărțite doar de golaveraj. Metalurgistul ocupă locul 3, iar Recea se află pe 4. În cazul unei victorii, echipa antrenată de Romulus Buia ar putea urca chiar pe locul 2, păstrând șanse la promovarea în Liga a 2-a. În meciul tur de la Cugir, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 3-3. Partidele AFC Hermannstadt Viitorul Ulmeni și Comuna Recea Metalurgistul Cugir vor avea loc mâine cu începere de la ora 17.